Școala a început cu emoții mari pentru mii de elevi din Brașov. Cu reguli stricte și cu multe incertitudini, cei mici au pășit alături de părinți într-o nouă etapă. Profesorii și-au așteptat elevii cu brațele deschise și cu multe surprize. Bine ați venit la școala gimnazială numărul 1. O să parcurgem ani școlari frumoși împreună. Până în clasa 8-a o să tot avem timp să descoperim lucruri minunate. Este într-adevăr o perioadă mai atipică, dar noi suntem pregătiți să vă primim pe toți cu brațele deschise. Vom fi clasa pinguinilor. Dorim tuturor copiilor și părinților și cadrelor didactice un an cât se poate de bun. Școala a primit dezinfectanți, săpun, tot prosoape de hârtie. Eu zic că din punct de vedere al igienei, suntem foarte bine pregătiți și dotați în proporție de 100% în acest moment. Anul școlar a debutat în județul Brașov pentru cei peste 80.000 de preșcolari și elevi în 390 de unități de învățământ, în baza hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliilor de administrație ale acestora după cele trei scenarii. Astfel, 221 de școli din județul Brașov au început după scenariul verde, 161 după scenariul galben și 4 unități școlare au început după scenariul roșu. Elevii școlii gimnaziale din Cristian au început astăzi școala în condiții speciale din cauza pandemiei de COVID-19. Odată cu deschiderea noului an școlar, copiii au primit 350 de tablete cu toate programele necesare instalate. De asemenea, elevii din clasele 0 și 1 au primit primul ghiozdan dotat cu toate cele necesare. Tot astăzi a fost inaugurată și noua sală de sport din curtea școlii. Am încercat să ne adaptăm situației pe partea asta de pandemie. În această locație, după cum vedeți, am inaugurat cu această ocazie o nouă sală de sport, am amenajat curtea școlii, împrejurimile. Suntem pregătiți pentru orice fază de scenariu și ne vom adapta din mers, dacă e cazul, la noile cerințe, noile reglementări legislative, pentru că mai suntem încă într-o situație incertă. Sunt câteva măsuri pe care va trebui să le respectăm cu toții cu strictețe, pentru siguranța tuturor, și a copiilor, și a noastră, și a părinților, și a bunicilor. Cred că cu cât căutăm în noi înșine să ne liniștim și să acceptăm că asta este noua realitate, cu atât vom depăși mai ușor acest moment. Cu ocazia începerii noului an școlar și părinții au fost cuprinși de emoții. Avem emoții, sperăm să decurgă totul cum trebuie, să nu apară niciun caz de acest virus. Cu emoții, clasa pregătitoare. Cu reguli, ne adaptăm situații. Avem băiatul cel mai mic care intră în clasa pregătitoare. Pentru el o schimbare, pentru noi la fel și cu situația prezentă, cu tot COVID-ul, cu toate problemele care le întâmpinăm, ne adaptăm ușor. În sălile de clasă au fost luate măsurile necesare pentru desfășurarea activităților, astfel încât să se păstreze distanța între copii. Aflată în cel mai înalt oraș din țară, la o altitudine de 1100 de metri, gara din Predeal atrage atenția oricărui trecător datorită arhitecturii. Din păcate, frumusețea acesteia este umbrită de nepăsarea autorităților care în trecut nu au investit în imaginea acesteia. Jumătate din pasajul care face legătura între centrul stațiunii și un cartier important al orașului este închis, deoarece când plouă, acesta se inundă și există pericol de electrocutare. Cealaltă jumătate arată ca după război, iar mirosul este insuportabil. Se pare normal să existe așa? Se pare normal, nu? E o mizerie. Mirosul? Și mirosul, de când mă știu, de când lucrez aici. Suntem în principala poartă de intrare în oraș. Este pasajul subteran, pasaj care face legătura și cu cartierul Eroilor dinspre zona centrală. S-a luat decizia de a închide accesul către cartierul Eroilor, ceea ce îi obligă pe cetățenii orașului care locuiesc în acea zonă să traverseze calea ferată suprateran pe o trecere improvizată, punându-le de multe ori viața în pericol. Nici la capitolul toalete publice, stațiunea Predeal nu stă mai bine. Singura toaletă publică existentă este închisă de luni bune pentru renovare. Turiștii care vin de ani de zile în Predeal sunt dezamăgiți de starea în care găsesc stațiunea de la un an la altul. Eu vreau să mă duc undeva și uite că nu e.
ce să facem? Pentru o stațiune de așa amploare, vi se pare? Mare, dar e ceva de groază, dar asta e în România. Ce să facem? Nu sunt bani pentru așa ceva. Există săgeata, afară în partea altă există săgeata, dar toaleta nu este. Și cum vi se pare acest lucru? Foarte rău, foarte rău cum să vi se pare, nici de negândit. De negândit, fiindcă nu e în regulă, e dita mai gara, nu e la Mizil sau eu știu unde, și acolo ar trebui să fie. Gara cum vi se pare în interior? Gara e ca acum, chiar îi spuneam, ei prima oară în 72 am făcut cunoștință cu gara și ca atunci, eu știu, atunci era nouă, nu e ca... Nu e nimic schimbat. Nu e schimbat și nu e pustie. De foarte mulți ani, de aproximativ 30 de ani, Ministerul Transporturilor la Predeal nu a arătat niciun fel de interes. Gara este lăsată în paragină, toaleta publică este închisă de foarte mult timp, spațiul de așteptare nu există. Gara Predeal și izvorul 24 din Băile Olănești sunt singurele clădiri din țară care sunt construite în formă de șa geometrică, o formă arhitecturală foarte greu de realizat, ce iese numai din respectarea foarte riguroasă a unor coordonate matematice. Fiecare an, în data de 13 septembrie, pompierii își sărbătoresc ziua. Această dată amintește de actul eroic al pompierilor militari, conduși de locotenentul Pavel Zăgănescu în lupta din dealul Spirii împotriva trupelor otomane pentru apărarea Revoluției de la 1848. Ziua pompierilor a fost sărbătorită și la Brașov, unde a fost organizat un ceremonial militar și religios la sediul detașamentului 2 de pompieri Brașov. Ieri am sărbătorit 172 de ani de la bătălia din dealul Spirii, când pompierii eroi au luptat alături de trupele române împotriva ocupației otomane. Ieri, dacă am sărbătorit, să spunem, prin muncă și am avut alte activități, astfel desfășurăm ceremonialul religios și militar. Urez tuturor pompierilor, atât militari, civili, cât și voluntari, un călduros la mulți ani și să nu uite deviza pompierilor români, audacia e devotio, adică curaj și devotament. Aniversată în fiecare an pe 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România ne oferă ocazia de a rememora un episod glorios din istoria națională. Candidatul ADN la primăria Hârseni și echipa lui sunt total nemulțumiți de implicarea autorităților în dezvoltarea comunei în ultimii ani. Neexistența unui teren de sport, lipsa infrastructurii și neaccesarea de fonduri europene sunt doar câțiva factori care au lipsit pentru ca locuitorii comunei Hârseni să beneficieze de condiții de trai mai bune. În 2012, domnul Olteanu a ieșit primar la comuna Hârseni. În 2015 a venit prima dată cu proiectul de apă și canal, în campanie electorală. În anul 2020, la fel, a venit cu proiectul de asfaltare exact în campanie electorală. Proiectul a fost aprobat de către Consiliul Local în anul 2017 de asfaltare. Deci înseamnă că domnul primar Mihai Oltean încearcă să scoată toate proiectele, cele puține care le-a făcut, în campanie electorală. Terenul de sport din comună, care ar trebui să fie folosit și de elevii școlii gimnaziale, este lăsat de izbeliște. Iarba nu este tunsă, porțile sunt rupte și ruginite, iar de dotarea lui nici nu se pune problema. La acest teren de sport, ca și celelalte terenuri de sport din satul Mărgineni, Sebe și Copăcel, chiar eu am depus proiect de hotărâre pentru reamenajarea bazelor sportive. Baza sportivă de aici, după cum se vede, este lăsată în paragină, nu știu interesul domnului primar. Nici la capitolul cultură, comuna Hârseni nu stă mai bine. De ani de zile, centrul cultural este închis, iar locuitorii nu pot organiza evenimente în incinta acestuia. Deși exteriorul clădirii arată mai bine, interiorul centrului cultural este lăsat în paragină. Tavanul stă să cadă, podeaua trebuie schimbată, iar pereții sunt crăpați. Starea lui de întreținere este degradată, din cauza că nu s-a mai făcut nicio reparație de cel puțin 4 ani de zile. Acest imobil este proprietatea parohiei ortodoxe din localitate, dar de întreținerea lui s-a ocupat întotdeauna primăria din comună. Și pentru că
nu sunt proprietari, nu mai vor să îl întrețină sub nicio formă. Ne solicită să le cedăm dreptul de proprietate, dar noi am oferit o soluție legală conform codului civil, și anume comodatul. Putem să-l oferim într-un contract de comodat pe o perioadă pe care v-am stabilit de comun acord, dar și această soluție ne-a fost refuzată. Până când autoritățile locale și reprezentanții parohiei vor ajunge la o înțelegere, cei care au de suferit rămân tot locuitorii comunei Hârseni.